Știți minte ultima dată când am filmat vlog în căsute? Ei da, atunci am găsit-o pe fetita, o căsuță pe care încă am, o cătelușă albă frumoasă, care am găsit-o fix în fața poltii, iar acum din nou am găsit o cătelușă, de data asta neagră, care am găsit-o în fața la Peli. Ei da, mie mi-a putea să-i pun numai Betty. Ei da, nu cred că o vom păsa, adică sunt aproape singură că nu o vom păsa, dar mă bucur că am putut să o după stradă și că am găsit-o. Și îmi plac foarte, foarte mult de ea și abia aștept să mergem cu ea la târg și să-i găsim un stăpân. Deci da, numele ei cred că este Betty, o să mai mă gândesc. Așa, și este foarte, foarte zgăușă, vom merge cu ea și la veterinar, doar că acum e tatăl meu puțin ocupat și peste jumătate de cât, că vom merge cu ea la veterinar și o să filmez și la veterinar. Deci vă pup, hai să deci vă pup și abia aștept să vedem tezite doctorul la veterinar. Efectiv, îmi vine să filmez în continuu. Plecăm? Plecăm în trambulină? Hai că a plecat fetita. Plecăm noi, venim noi acum în trambulină? Că ai plecat. Hai în trambulină, dar să nu mai mă de dar, să nu mai pilea, că n-am fost cu tine. Te iubesc că am pus și ham, chiar dacă nu am pus cam deu. De mâncare am pus. Vreau hamul ăsta de voțean, dar este foarte, foarte bine. Betty! Betty, câte? Da, nu vezi să uite mine. Ok, deci faza e că mai sunt alt 4 minute sau 3 minute până vine sol mea de la școală și vreau Dan să îi ved reacția când o să vadă atât scăteluși care mama mea Dan am sunat-o, i-am zis că l-a luat și a zis bine. E ok, e destul de bine oricum și el ar fi luat pentru că și-a iubește foarte, foarte mult animalele. Deci hai să o așteptăm pe sol mea și o speriem. E bun ca mine. S-a petit efectiv aici cu un animal și o așteptă pe sol mea. O aștept pe sol mea. Așa. Și Dan i-a trebuit să vină de acolo. Asta Dan se vine de acolo și cred că o să vină, abia aștept să-i vede actia. Ok, deci îmi tremure mâna, efectiv. Hai odată. Mama a zis bine când a zis să luăm. Da, am filmat deja puțin vlog cu ea. Asta este fața surorii mele. Zi-te-vă odată! În față la Penny. Puteau să o caltă mașinile. I-am zis o mamă odată. Cu mama vorbeam. Așa. I-am zis o mamă și a zis bine. I-am zis că am luat-o și a zis bine. I-am pus și ham. O zi a văzut-o? Nu. A zis mama să nu intru cu ea în casă. Trebuie să mergem la veterinar cu ea. Hai să îi trebuim... Am bani. Ok. Hai să mergem cu ea la veterinar. Am fost cu ea la veterinar. Am luat pastile pentru deparazitate. I-am dat. Dar din păcate ea are o bubită pe bultă. O să vă ieți imediat. Și dacă nu o operăm, poate să moare. Deci da, se va ieși bubica. Cam asta este bubica. Nu știu dacă se vede. Este pe bultica ei, aici. Și dacă nu o operăm o să moare și o să o operăm, cred. Oricum, pare foarte, foarte... Și acum îmi dau seama și de te-au alungat oamenii apă sade, dar oricum nu trebuie nimeni să facă așa ceva. Trebuia să apereze la altcineva care vreau să ia, dar nu s-o aluncă pe sade. În fine, cam atât a fost și cu acest vlog. O să vă tine curând cu toate o să se întâmple. Sper că dacă voi vă dați, veți vedea un animal pe stradă, să-l luați, pentru că îi faceți foarte, foarte mult bine și vă pup și data viitoare.